Uam să vorbesc astăzi și despre să vorbim astăzi și despre un anunț, e ziua anunțurilor. Aparent astăzi la da. guvern, un anunț venit de data asta din partea premierului Florin Cățu, care ne vorbește despre o așa zisă normalitate de la 1 iunie. Credeți la că să, acest la orizont să de timp în care se arahnele largă miliția pe stradă și cum vorbește de normalitate? Credeți că e fezabil acest orizont de timp, mai ales no, în contextul în care vedem zilnic în raportările date de grup de comunicare strategică că p avem record după record p la terapie și ai, intensivă. aici se bat capul în cap. Deci, pe de o parte, vin, au zis și experți anonimi care ne informează pentru un grup format din alții anonimi că situația e din ce în ce mai gravă. În concordanță cu anunțurile astea, domnul Voiculescu, dacă ați remarcat, face conferințe de presă odată la două zile în care aduce manager de spitale care să interească afirmațiile și care să ne sperie și cât de dramatică este situația din spitalele din București. Și pe fondul ăsta vine domnul Câțu, șeful tuturor celor pe care i-am menționat până acum și ne anunță foarte zen că la 1 iunie uh, mergem la plajă, spre exemplu. Mergem la plajă, că de Paște uh, ne mai dă două ore la magazin, uh, că deschide litoralul românesc, că uh, pică o cu 1 mai și vorba ar fi al doilea 1 mai ratat. Tot. Repet, suntem sănătoși la cap. Nu, e vorba despre oameni din acea structură. Da? Guvernul României. Domnul Câțu e șeful Guvernului României. Și șeful Voiculescu, și șeful Maler de la Nasta, pe cale de consecință, și șeful cum îl cheamă pe de la uh, Panterimon, Pantelimon, că dau numai ultimele exemple de manager, da? David Soius, sau cum îl cheamă. Da? Deci niște directori de spitale care se confruntă cu niște probleme dramatice, spun ei. Și eu îi cred pe cuvânt, doare, că doar nu cred că ține încuiată terapia intensivă goală, că nu sunt nebuni, da? Deci, oficial, terapiile intensive mustesc de pacienți. stare gravă, că de aici la terapie intensivă. De pe lângă ele, unitățile rădecese, de primiri urgente de? sunt făcute la rândul lor un soi de terapii intensive auxiliare, că nu mai rău să-i bage pe aia. Doctorii sau nu neapărat doctorii, managerii de spitale, că unii sunt doctori, unii nu sunt doctori, da? Ies și anunță dispărați. bă frate, este în plin, este jale, e urgie. Ministrul Sănătății, partea Guvernului României, iese și el să întărească, frații mei, albi e jale. Și vine șeful executivului și al tuturor celor menționați mai devreme și zice, de la 1 iunie o să fie bine. Și, ca să fim siguri, începem de 1 mai care întâmplător e Paștele și Are care a prăbușit că să fim serioși, că știu de ce face câțu chestia. De ce? Asta voiam Pentru să Pentru simplu întreb. motiv că Paștele de anul trecut, unde ne-au adus jandarmii lumină și unde au încuiat porțile de la biserici, au luat PNL-ului câteva procente în alegerile pe care l-au pierdut în favoarea PSD-ului. Să fim serioși, că PSD-ul a câștigat alegerile, că a făcut Iohannis al guvern, asta e altă discuție. Da? Paștele au a luat câteva procente și recunosc ei, dacă stai în particular cu ei, o să spun, eu am văzut și niște cercetări de piață făcute de ei, cu institutele lor sociologice pe care le plătesc ei. Paștele le-a pierdut câteva procente, închiderea piețelor le-a pierdut câteva procente, aia foarte deșteaptă, de ideea lui Iohannis de înainte de -a lege. Zici deci că a vrut să-i prăbușească, Închiderea școlilor le-a pierdut câteva procente și uite așa a ajuns PSD-ul numărul 1 în alegerile parlamentare. Are legătură și, și cu. Cât nu concresul... vrea să-și mai asume încă asta, mai ales că el vrea să candideze la. Asta exact, urma să vă întreb. Și fie întreprinderii, nu? Are legătură cu Congresul evident, PNL da. acest anunț. Evident, da, și de... evident că el își caută sprijin în sensul Și va găsi, oare. Înțeleg că Ludovic Orban are sprijin în PNL la acest moment mult mai mare decât Florin dar. un vechi filozof grec, grec, depinde ce decide securitatea. Dacă decide securitatea că domnul Cățoare sprijin, va avea sprijin. Dacă decide securitatea că domnul Orban va avea sprijin, va avea sprijin. Păi și cumva ne conducă serviciile. Da. asta se întâmplă... E o surpriză <laughs> pentru dumneavoastră? E o surpriză, da. Și serviciile ne pun președinți, ne dau jos președinți, serviciile ne pun priminiștine. Și dau și, și lider de partid. Evident, că... da. Sau, sau își dau acordul. <laughs> e ca la aia, ca la parlament, acordul tacit. Știți cum e? Că pot să, să oferi și la penale. Sprijinul se poate într-o activitate, în cazul penalelor infracționale, este infracțiunea de a face sau de a nu face ceva casă. Așa și aici. Nu trebuie să facă neapărat servicii. Poți să nu facă.